Ministerul Afacerilor Externe salută împlinirea a 20 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice între România și Bosnia și Herțegovina pe data de 1 martie. Țara noastră își exprimă încrederea că parteneriatul cu Bosnia și Herțegovina, bazat pe respectul reciproc și promovarea principiilor și valorilor europene, va continua să fie consolidat prin contacte politice la toate nivelurile și printr-o cooperare pe multiple planuri, inclusiv economică. De asemenea, prin dezvoltarea componentei culturale și academice a relației bilaterale, se va realiza un schimb accentuat de cunoștințe, expertiză și capital uman cu beneficii pentru ambele state, se mai precizează într-un comunicat de presă al Ministerului. Aniversarea va fi marcată printr-un eveniment cultural organizat cu sprijinul ICR, un recital cu titlul Cântece de iubire, susținut de soprana Irina Iordăchescu și artistul Bogdan Mihăilescu, ce va fi audiat de reprezentanții ai comunității românești din Bosnia și Herțegovina, precum și de reprezentanții ai mediului cultural și politic din această țară.